Prioritate pietoni strada gării. Asta apare pe procesul verbal întocmit de un polițist din Iași în cazul unui taximetrist sancționat cu 400 de lei. O descriere care duce la anularea amenzii după decizia luată de judecătorii în altei curs de casație și justiție. Magistrații au admis un recurs în interesul legii formulat de avocatul poporului și au decis că descrierea incompletă a faptelor pentru care este amendată o persoană, este sancționată o persoană, atrage după sine nulitatea relativă a procesului verbal. Nulitatea relativă înseamnă efectiv că procesul verbal are anumite probleme de legalitate. Instanțele din întreaga țară sunt sufocate de procesele prin care românii contestă tot felul de amenzi pe motiv că procesele verbale au fost întocmite eronat. Un exemplu este și al unui tânăr sancționat pentru că spunea bancuri cu polițiști, iar asta i-ar fi lezat demnitatea unui agent aflat în apropiere. Un alt caz cel puțin bizar este al unei familii din Mediaș. Părinții a doi copii au fost sancționați de poliție pentru că minorii ar fi deranjat liniștea locatarilor prin jocurile copilăriei. Asta apare în procesul verbal întocmit de agent și chiar dacă superiorii lui au constatat apoi că polițistul greșise, exagerase, sancțiunea a rămas în vigoare. Este o decizie bună să scrie detalierea de ce m-a oprit. Să detalieze cu... Nu am avut centură sau am tras pe stânga? Polițiștii, jandarmii sau inspectorii fiscali trebuie să fie extrem de atenți la ce scriu în procesele verbale atunci când dau o amendă. Altfel, vor pierde în instanță pe bandă rulantă.